bine ați venit la adunarea generală a Organizației Partidului Social Democrat Câmpina. În cursul zilei de astăzi vom desfășura procedura de alegeri. Începem cu invitații și o să invit la prezidiu pe domnul președinte al Organizației Partidului Social Democrat Prahova, pe domnul Bogdan Toader. Pe domnul prim vicepreședinte, pe domnul Cornel Nanu. Pe domnii vicepreședinți, pe domnul Radu Oprea. Și pe domnul Virgil Nanu, domnul prefect. Și nu în ultimul rând, pe secretarul Organizației Județene, pe doamna Rodica Paratic. Aș vrea doar să-l completez, domnul vicepreședinte Rareș Enescu, consilier județean, fost secretar al organizației. Le mulțumim pentru prezență și domnului Rareș Enescu, despre care a amintit domnul președinte Toader, și avem în sală prezent și pe președintele Organizației de Tineret, pe Nicoleta Crâncenescu, Organizația de Tineret de la nivelul județ. Adunarea generală de astăzi se va desfășura în felul următor. În primul rând vă supun la vot componența prezidiului. Dacă are cineva obiecțiuni? Cine este pentru? Ok, vă mulțumim. Adunarea generală va avea mai multe etape. Prima etapă o să vă supun la vot ordinea de zi. Ordinea de zi este următoarea. Alegerea președintelui organizației, alegerea biroului organizației și diverse. O să vă supun la vot cine este pentru. Vă mulțumesc. Am omis, aduc la cunoștință acum, suntem statutari, avem 90 de membri în sală, din cei 110, deci adunarea este statutară. Înainte de a intra în ordinea de zi, aș dori să vă prezint o scurtă dare de seamă a subsemnatului despre activitatea pe care am desfășurat-o în cele 18 luni de mandat de când am fost desemnat președinte interimar al acestei organizații. Lucru pentru care le mulțumesc astăzi reprezentanților de la nivelul organizației județene. În tot acest interval de timp, în cele 18 luni, am încercat să duc la îndeplinire cât mai bine atribuțiile așa cum sunt ele prevăzute în statut. Atât din punct de vedere administrativ, în ceea ce privește sediu sau alte activități, cât și din punct de vedere politic, împreună cu colegii mei consilieri locali și împreună cu parte din dumneavoastră. S-au desfășurat în acest interval de timp, în cele 18 luni, foarte multe activități care au fost aduse la cunoștința, au fost atât publice, cum au fost acțiunile pe care le-am desfășurat atât anul trecut, cât și anul acesta, cum sunt acele competiții, care au fost publice, la pescuit, fotbalul, care le vom continua și anul acesta. De asemenea, organizația noastră, după cum bine știți în acest interval de timp, cum bine știți dumneavoastră membri, a desfășurat și acțiuni care nu au fost aduse la cunoștința publicului, pentru că, așa cum bine știm noi, social-democrații, binele se face în liniște. Și nu trebuie să se știe anumite acțiuni. Ceea ce am făcut fără să aducem la cunoștința presei, am făcut niște activități foarte frumoase, atât cu ocazia sărbătorilor pascale, cât și cu ocazia sărbătorilor de Crăciun, care au avut un impact pozitiv pentru membrii noștri, pentru simpatizanții noștri și pentru militanții Partidului Social Democrat. Eu
Vă mulțumesc pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în cele 18 luni. Doresc să-mi cer iertare dacă v-am supărat. Doresc să mă înțelegeți că a fost destul de dificil, pentru că la această dată, la nivelul organizației Câmpina, se realizează acel schimb de generații. Întotdeauna când există un schimb de generații în cadrul oricărei organizații, în cadrul oricărei echipe, automat apar sincope. Eu cred că am reușit să le depășim împreună cu dumneavoastră. Vă mulțumesc încă o dată și sper ca în continuare să fim uniți, să fim o echipă și începând de astăzi să ne pregătim pentru ceea ce urmează, adică anul 2024. Eu vă mulțumesc și dacă dumneavoastră aveți întrebări pentru reprezentanții de la județ care sunt la prezidiu, pentru subsemnatul, o să avem o listă pe care vă înscrieți pentru întrebări, interpelări și așa mai departe. Ziua Hristos a înviat, mai este puțin până la înălțare, dar îmi pare bine că domnul Mușat a înțeles până la urmă că trebuie să aibă loc această conferință. De mult timp și eu și dumnealui discutam despre acest lucru, această conferință de alegeri, pentru că trebuie să existe un T0 la Câmpina. Să știți că am venit de foarte, foarte multe ori împreună cu colegii mei și aici trebuie să apreciați faptul că suntem într-un număr așa de mare, suntem jumătate din deputați, jumătate din senatori, prim vicepreședinte de zonă, domnul prefect, avem și un consilier județean și președinte la tineret, ca să înțelegeți că noi totuși, chiar dacă unii ne mai critică, noi respectăm foarte mult această organizație, ne bazăm pe această organizație și ne dorim ca această organizație să se dezvolte cum ar trebui. Au existat sincope, au existat mai multe rânduri de alegeri unde rezultatele nu au fost cele așteptate sau cele dorite sau cele scontate de către noi. Dar cred că este momentul pentru un T0, să fie aleasă o conducere stabilă a organizației și toată lumea să se așeze în spatele acestei conduceri și să porniți la un nou drum, iar pentru 2024 să reușiți să vă atingeți țintele propuse. Și dacă este să vorbim despre ținte, întotdeauna am primit din partea organizației Câmpina un reproș. Faptul că nu a existat consilier județean din partea acestei organizații. Eu vă pot spune așa. Odată ce apar rezultatele la dumneavoastră, nu că noi vom trebui să vă acordăm aceste locuri pe listele județene la momentul potrivit. Dar mai întâi trebuie și dumneavoastră să înțelegeți că totul vine în baza unor rezultate. Ieri, împreună cu câțiva dintre colegii mei, chiar cei trei de aici, am fost în organizații unde au fost obținute rezultate de 92%, 86%, 90%. Adică vă dați seama că și acei oameni trebuie să primească, da, respectul nostru, aprecierea și, bineînțeles, locuri, când e vorba de Consiliul Județean, locuri pentru alegerile parlamentare și așa mai departe. Din acest motiv, eu am încredere în această organizație care, deși de scurt timp are această conducere, să știți că rezultatele, motivația, ambiția au fost văzute de către noi toți. Și cred că este un început bun și cred că ar trebui să se dezvolte organizația aducând mai mulți tineri. Am văzut surprinzător câțiva tineri pe care noi am văzut până acum, un lucru îmbucurător, pentru că de acolo ne construim viitorul și trebuie să ne axăm foarte mult pe această latură, pe tineretul din Câmpina, pe
cei care au ajuns acum undeva la 40 de ani la o maturitate în gândire și care pot fi promovați pentru Consiliul Local, pentru diverse funcții la nivelul aparatului municipiului Câmpina, sunt oameni care și-au dovedit valoarea, în special pe latură profesională. Uitați, vă dau cel mai bun exemplu. Domnul Virgil Nanu este un foarte bun profesionist. Domnul prefect a fost director al OCPI Prahova foarte mult timp. Și bineînțeles că noi ni l-am dorit să ocupe o funcție pentru că deja dovedise profesional. Așa trebuie să gândiți și noastră mai întâi să căutați oameni buni profesioniști pe anumite domenii, domenii cheie, doctori, profesori, care intră în contact cu oamenii și de acolo să vă construiți o echipă mai puternică. Dar până atunci avem astăzi alegeri, doresc succes tuturor celor care vor candida, sunt sigur că împreună cu cei care au fost deja în conducerea organizației vor face ca mai departe să meargă lucrurile în organizația Câmpina. Mulțumesc! O să fac acum propunerile conform statutului. Va trebui să alegem o comisie de propuneri. Eu o comisie de propuneri, secretariatul și comisia de validare. Pentru secretariat l-aș propune, îi propun pe domnul Duran Mihai, pe domnul Rencioagă Constantin și pe doamna Gălățeanu Rodică. Dacă are... Să-i vedem. Doamna Gălățeanu, domnul Constantin și domnul Duran Mihai. Cine este pentru? Se abține cineva? Împotrivă? Vă mulțumesc. Pentru comisia de propuneri, cea care va face propunerile pentru funcția de, pentru funcțiile de președinte, prim-vicepreședinte și pentru birou, eu am următoarele propuneri. Pe doamna Livia Lupu, pe domnul Marius Ionescu și pe domnul Liviu Corcodel. Da. Alte propuneri? Okay. Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Vă mulțumesc. Și comisia de validare? Eu am următoarele propuneri. Pe doamna Anda Frâncu? Pe Mihnea Nuțulescu și pe domnul Andrei Strate. Are cineva alte propune? Cine este pentru? Abține? Împotrivă? Foarte mult reprezentanților PSD. O zi importantă pentru organizația PSD a municipiului Câmpina, ziua conferinței pentru alegerea biroului. Odată la 4 ani sunt legitimați cei care fac parte din birou, sunt cei care conduc activitatea acestei organizații și este foarte importantă pentru noi, pentru organizația județeană, având în vedere că municipiul Câmpina este al doilea oraș ca dimensiune din Prahova.
Întotdeauna activitatea acestei organizații a fost o activitate susținută. Poate nu întotdeauna rezultatele au fost pe măsura muncii și aici trebuie să tragem niște învățăminte și să vedem ce am greșit și să nu mai repetăm aceste lucruri. Dar ceea ce este foarte important este că acei consilieri care sunt consilieri locali, întotdeauna după ce au fost aleși, nu s-au gândit la partid și s-au gândit la administrația publică, pentru că ei se duc acolo și își reprezintă cetățenii și trebuie să fie de acord cu toate măsurile care sunt în sprijinul cetățenilor. Și de aceea cred că oamenii înțeleg că suntem o organizație care nu facem altceva decât să susținem dezvoltarea, să susținem Câmpina și mă bucur și felicit pe toți cei care au fost aleși astăzi. Vreau și eu să felicit noua conducere a organizației PSD Câmpina de astăzi. Vreau să-l felicit pe domnul președinte. Sper ca rezultatele, ca toată activitatea lor să dea rezultate în 2024, să putem spune că câștigăm alegerile la Câmpina, atât cele locale, cât și cele parlamentare. Le doresc mult, mult, mult succes! Vreau să felicit alegerile de astăzi, vreau să-i felicit pe cei care au făcut aceste alegeri. Salut noua organizație! Din punct de vedere tehnic, nu vor avea o misiune ușoară. În municipiul Câmpina discutăm de un bazin electoral de aproape 30.000 de alegători. Vor avea o misiune grea, dar eu cred că vor reuși. Le urez succes și multă sănătate. Mulțumesc! Astăzi au avut loc alegeri la organizația municipală Câmpina. Le urez succes în noul birou care a fost ales. Domnul Mușat cred că este un om care va reuși să dea o dinamică nouă acestei organizații. Am foarte multe amintiri în Câmpina, am fost aici în campanii electorale, cunosc majoritatea membrilor PSD din Câmpina și mă bucur că i-am văzut în număr atât de mare astăzi, ceea ce înseamnă că întotdeauna PSD știe și poate să-și regăsească puterea de a merge înainte, de a veni cu un suflu nou. Am și făcut astăzi o comparație cu acele curse de ciclism în care întotdeauna se schimbă liderul pentru a putea să avem forța și a câștiga împreună. 2024 este aproape, iar eu le-am urat ca cei 2 ani de zile pe care îi iau în față să-i folosească bine și să câștige alegerile aici, la Câmpina. Astăzi am venit alături de colegii din cadrul biroului județean PSD pentru a participa la conferința de alegeri a organizației municipale Câmpina. A fost un eveniment mult așteptat atât de către membrii PSD de pe raza municipiului, cât și de către noi, pentru că ne dorim un T0 pentru această organizație, ne dorim ca această organizație să aibă o conducere stabilă și, bineînțeles, să aibă niște ținte pe care să și le asume și pentru care să muncească din acest moment până în 2024. Așa cum am spus-o de mai multe ori, Câmpina este un municipiu important, bineînțeles al doilea după municipiul Ploiești, dar ca și organizație de-a lungul timpului nu a avut rezultatele scontate, iar de acum încolo cu acest nou birou ales ne dorim ca acest lucru să schimbe, ne dorim ca cetățenii să interacționeze mai des cu cei din organizație și, bineînțeles, problemele lor să ajungă la nivelul Consiliului Local, noi să susținem proiectele cetățenilor și, bineînțeles, în 2024 ne propunem câștigarea alegerilor la nivelul municipiului Câmpina. A fost un eveniment bine organizat, trebuie să recunosc că conducerea are foarte mulți membri noi, ceea ce este îmbucurător și pe măsură ce organizația se va dezvolta, sunt sigur că vor veni și alți cetățeni alături de noi care să ne sprijine în activitatea noastră. Membrii Partidului Social Democrat, organizația Câmpina, au ales astăzi noua conducere pentru următorii 4 ani, din care am onoarea să fac parte, voi fi președintele organizației. Membrii au înțeles faptul că organizația are nevoie de continuitate, are nevoie de unitate și de stabilitate, lucru pe care l-am dovedit în cele 18 luni în care am condus ca președinte interimar frâiele organizației. Din acest moment pot să spun
că Partidul Social Democrat, organizația Câmpina, a început campania electorală pentru anul 2024, an în care vom avea 4 rânduri de alegeri, alegeri europarlamentare, locale, parlamentare și pentru alegerea președintelui României. Ne pregătim și sper prin acțiunile pe care le vom face, prin ideile cu care vom veni, să îi convinge pe câmpineni să ne dea votul în anul 2024, an în care ne punem mari speranțe pentru organizația noastră.